Bună seara, stimați telespectatori, Giurgiu Veni. După amiaza aceasta torită de vară, vă propunem să ne continuăm poveștile noastre despre un stat care se consideră mai nou așa și este regândit și reconsiderat de către multă lume de la nord de Dunăre, că de fapt ar fi fost primul stat al românilor înaintea celui de la Curtea de Argeș. Este vorba despre statul Asăneștilor. Continuăm discuția și poveștile noastre, având la bază cartea scoasă de către istoricul Alexandru Magiaru, Asănești, istoria politică militară a statului dinastiei Asan 1185-1280. Înainte să începem povestioarele noastre istorice, vreau să vă aduc aminte și să vă semnalez faptul că la noi, la Giurgiu, există o pictură mare, gigantică, o frescă de foarte mari dimensiuni, realizată în perioada 1952-1954 în holul mare al gării de nord de la Giurgiu, Giurgiu Nord. Preamintim că în perioada 52-54 s-a realizat podul Prieteniei și eram în plină ocupație sovietică, și noi și bulgari. Mi se pare foarte interesant de semnalat realizarea acestei fresce pe teritoriul României de astăzi, în punctul numit gara feroviară Giurgiu Nord, datorită temei acestei picturi. Este o pictură despre frații Petru, Ioniță și Asan. Și se pare că personajul principal este chiar Ioniță, fratele cel mai mic. Ioniță, care este un personaj absolut superb și lăsăm la o parte partea subiectivă a părilor mele despre el, ar trebui regândit, reconsiderat și pus în galeria marilor români. Sigur, ca să știm mai multe și să aflăm mai multe despre acest personaj, despre acest român, fratele mai mic al lui Petru și Asan, ca să știm mai multe și despre frații săi mai mare, despre Petru și Asan, ca să știm mai multe despre dinastia Asăneștilor românească de la sud de Dunăre, va trebui să mai spunem câte ceva, să mai aflăm împreună câte ceva. E încoată, subliniez, e de remarcat că în plină ocupație sovietică, stalinistă, Stalin moare de-abia în 1954, când se zice că multe lucruri erau înghețate, inclusiv adevăruri istorice, totuși aici la Giurgiu se face o frescă gigantică, după părerea mea este cea mai mare pictură existentă în România, măcar ca dimensiune, dar eu aș zice și ca temă și ca abordarea subiectului din România, a lui Ioniță Caloian. Această pictură se află la Giurgiu, în orașul nostru, și trebuie păstrată, trebuie, după părerea mea, chiar recondiționată din punct de vedere tehnic pictural și mai ales trebuie pusă și în valoare. Iată, acum niște 60 ceva de ani, ocupația bolșevică recunoștea
indirect prin această pictură că populațiile de la nord și de la sud de Dunăre au fost cândva conduse de un personaj comun. Un personaj care era un român de la sud de Dunăre. În emisiunea trecută, noi am vorbit așa, mai mult am făcut așa o introducere. Am vorbit despre izvoarele istorice scrise pe care profesorul Alexandru Mageru le-a găsit și le-a pus în valoare și am subliniat printre altele că dacă izvoarele greco-bizantine vorbesc despre existența unui stat bulgaro-român, în această fotografie avem pe cei doi frați, Petru și Asan, când în orașul Târnovo proclamează independența statului format de ei față de Imperiul Bizantin de la Constantinopol. Este, mă rog, o imagine relativ folosită. Deci dacă izvoarele bizantine vorbesc despre statul bulgaro-român, avem foarte multe, zeci și sute, dacă vreți, de izvoare scrise ale occidentalilor, care spun că statul se numea Vlahia și că erau românii, vlahii erau majoritari în acest stat. Am terminat o emisiune trecută spunând că un participant direct la eveniment este vorba de cavalerul Robert de Clary, spune că țara se numea Vlahia. Să reluăm firul povestioarelor. În localitatea Chipsela, pe la anul 1203, doi frați, Petru și Asan, de origine românească, vin la împăratul bizantin și propun ca să facă în teritoriul dintre lanțul balcanic și Dunăre o pronoia. Pronoia e un fel de formă de organizare teritorială administrativă independentă. Denumirea de pronoia vine din greacă. Deci o formă de administrativă și teritorială independentă, dar vasală, conform legilor feudale din vremea aceea, Imperiului Bizantin. Toate pronoiele se găseau pe marginea Imperiului și absolut toate, asta era un fel de regulă, dețineau teritorii care cândva aparținuseră Imperiului. O pronoie a vlahilor au vrut să facă cei doi frați, Petru și Asan. Ei s-au bucurat de starea de nemulțumire din neamul lor, din neamul vlahilor, pentru a pretinde împăratului să le recunoască toparhia, unde vlahii se menționează că ar fi majoritari. Nereușind aceasta, ei au pornit o revoltă. Sigur că, uite, aici avem și o hartă din perioada aceea. Din păcate, vedem că teritoriul ăsta învins de lângă Târnăvă s-ar numi Bulgaria, totuși spuneam că occidentalii numesc acest teritoriu, îl numesc Vlahia. Cei doi frați folosesc pentru a atrage la luptă împotriva bizantinilor pe Sfântul Dumitru.
Este așa un fel de motiv, de motiv, dacă vreți, emoțional. Ei aveau nevoie și de un fel de recomandare spirituală, religioasă, spunând că Sfântul Dumitru este de partea lor. În condițiile în care acest sfânt, Sfântul Dumitru, era deosebit de iubit în acea perioadă și în teritoriile care sunt astăzi în componența Greciei, dar și în teritoriile care sunt astăzi în componența statului bulgar. Acest Sfânt Dumitru sau Sfântul Izvoritor de Mir este iubit, poate și pentru că el este la origine român, nu este grec, este născut la Sirmium și a ajuns în urma unor evenimente istorice în orașul Tesalonic de astăzi, Săruna de atunci, și a fost rapid adoptat de populația Salonicului de atunci, dar nu numai de aceasta, ci de populația întregului Balcan. În urma revoltei, fratele mai mare, Petru, s-a autointitulat împărat țar la sfârșitul anului 1185. Preotul Vasile din Târnovo devine arhiepiscop la Sfânta Biserică a noului stat creat. Avem mărturii scrise de la cavalerul francez Robert de Clary. Iată ce spune el despre primele momente, momentele după anul 1185, care s-au petrecut în localitatea Târnovo și în teritoriul autodeterminat din Imperiul Bizantin. Asan Ioan, asta este fratele al doilea, a început să se dea bine pe lângă oamenii din Vlahia până ce a ajuns domnul lor. De asemenea, se consemnează că în această parte de lume numită Vlahia exista o aristocrație vlahească. Deși mai multe etnii s-au angajat în luptă pentru refacerea fostului stat Bulgaria, se poate spune că pentru bizantini bulgaroid devine un nume politic, nu doar etnic, ca și romaioi pe care și-l dădeau ei însuși. Se întâmplă cu niște sute de ani în urmă, a existat un alt stat în partea asta de lume, numit primul țarat bulgar. Primii țari ai acestui țarat au fost Hani cu Brat și urmașii săi, care păreau chiar a fi bulgari originale. Ăia veniți după Volga. Ultimii țari ai primului țarat bulgar se numesc Petru, Samuil, Simeon. Au fost deosebit de importanți. Ei au făcut și o capitală foarte mare în localitatea Preslav, lângă Șumen, la vreo 20 de kilometri sud de Șumen. Șumenul fiind orașul la circa 100 de kilometri de Giurgiu, se află între Giurgiu și Varna, când mergeți către Varna, dați sigur de Șumen. Dacă faceți pe șosea la dreapta 20 de kilometri, și vă recomand să faceți lucrul ăsta, sub o poale de munte, se găsește capitala primului țarat bulgar numit Preslav. Lucru foarte interesant este că se reconsideră că și ultimii patru țari
ai primului țărat bulgar ar fi fost de origine românesc, pe care și acest Petru Simeon și Samuel. Imaginea aceasta este imaginea lui Ioniță Caloian cu soția sa. Se găsește la într-unul din muzeele din localitatea Târnovo. Este un muzeu cu figuri de ceară. Muzeu cu figuri de ceară. E interesant, e foarte interesant de văzut. Deci, numele politic al locuitorilor din primul țărat și din al doilea țărat, din dat de Grecia, este Bulgaroi. Deci, un nume politic, și nu etnic. Cum și ei și-au dat un nume, spun, politic numit Romaioi. De unde până unde grecii Romaioi, dar tot vrând să confiște realități istorice și istoria, tot vrând să se considere că sunt urmașii direcți ai Imperiului Roman, ei și-au spus Romaioi, deși erau greci. Românii care au declanșat revolta erau descendenți ai populațiilor din Dacia Ripensis și Mezia, care s-au retras în zonele mai înalte atunci când câmpiile au fost slavizate. E un lucru care trebuie să-l reținem. Domnule, la sud de Dunăre au existat mai multe provincii ale Imperiului Roman populate de români. Zic eu de români, nu de traci. Asta așa, poate că forțez, dar nu o forțez denumire. În dreptul nostru al Giurgiului a fost provincia Mezia. La un moment dat, împăratul Aurelian a înființat între partea de la Giurgiu până la Mare, care a rămas denumirea de Mezia Inferior, și partea de la Giurgiu până aproape de să zicem aproape de Belgrad, o provincie nouă, după ce s-a retras din anul 271 din nordul Dunării, provincia Dacia Ripensis. Dar când zicem Mezia, când zicem provincia Mezia, trebuie să ne gândim întotdeauna că mezii erau tot daci, adică eram tot noi. Mezii nu erau alții, eram tot noi. Bineînțeles că dacă folosim expresiile Dacia Ripensis, Dacia Mediterana, ca și unități teritoriale administrative ale Imperiului Roman, trebuie să ne gândim că locuitorii acestor provincii nu erau decât daci. Dar reținem, sunt provincii de la sud de Dunăre. Au venit slavii în secolul 7, pe la începutul secolului 7. Asta e o temă care merită din discutată, necaz mare, supărare mare pentru toată populația românească de la sud de Dunăre. Ne-am dat la o parte din fața lor, știm povestea cu fuga masivă a populației românești din fața slavilor, refugierea lor către Naissus, orașul românesc Naissus, Nișul de astăzi, mai departe către orașul românesc Serdica, Sofia de astăzi și mai departe către orașul tot românesc, Săruna, Tesalonicul de astăzi, crezând vieții oameni că împăratul de la Constantinopol îi va ajuta. Dar împăratul nu i-a ajutat, ci i-a vândut, de fapt, împăratul, i-a vândut slavilor, vânduți au rămas și nu au avut alte soluții decât să se retragă în zonele înalte ale teritoriului din peninsula balcanică. Autorul dă câteva exemple
În preajma Sofiei și astăzi există toponime montane precum Cercel, Văcărel, Cerbul, Păsărel, Singurel, Cârnul. Și mai adaug eu Drăghician, Vlădaia, Boian, Dubnița, Peștera, etc. Sunt zeci, sunt sute de toponime românești. Împăratul Ari de Eno, în 5 iunie 1205, într-o scrisoare către Papa Inocențiu al III-lea, spune că și munții Rodopi sunt locuiți de români. Deci spune acest Ari de Eno. Cine este Ari I de Eno? Este fratele mai mic al lui Balduin de Flandra, primul împărat latin al Constantinopolului, capturat de Ioniță cel Frumos la anul 1205. După 1205, conducătorul Imperiului Latin din Constantinopol devine fratele său mai mic, Henri de Eno, care domnește 10 ani. Aceste Henri de Eno, iată, îi scrie pape și spune, domne, și munții Rodopi, care erau, de altfel Rodopi erau cei mai apropiați spuneți de Constantinopol, sunt locuiți de români. Deci nu de bulgari, nu de greci, nu de turci. Turcii nici nu apăruseră de altfel la acea dată în Europa. Adrianopolul este descris ca înconjurat de munți locuiți de vlahi. Mai avem niște surse și ar fi păcat să nu le auzim. Sunt consemnările din sursele din limba latină. Avem pe acest Ansbertus în relatarea despre trecerea participanților la Cruciada a treia prin Imperiul Bizantin, denumește Flacus pe Asan, adică Vlahus, iar Vlahii sau Blahii sunt românii care a acest Ansbertus îi deosebește clar de bulgari. Izvoarele franceze care au relatat despre Cruciada a patra îl numesc tot timpul Vlah pe Ioniță, iar țara sa este denumită Blachy sau Blachia. În opera lui Geoffroy, numele țării este Vlahia. Apare de 40 de ori. Apare de 40 de ori consemnată. În afară de alte numeroase mențiuni ale blacilor ca populație. La 21 mai 1237, Papa Grigorie al IX-lea îl intitula pe Ioan Asan al II-lea, ăsta este Papa Inocențiu al III-lea, Dominus Blahorum et Bulgarorum, iar în 1257 inamicii Imperiului Latin erau denumiți Blahi sau Vlahi. Foarte importante sunt afirmațiile Papei Inocențiu al III-lea despre originea română a acestor vlahi consemnate în scrisorile adresate lui Ioniț. Sper că în această emisiune o să citim cel puțin 3-4 asemenea scrisori. Sunt documente scrise care există. Ele există. Sunt acolo la Vatican și să scrie de către, dacă vreți, cel mai important personaj al lumii din acea vreme și într-un fel, dacă vrem, și din vremea aceasta, neîndoielnic, deci e o chestiune care nu se poate pune la încercare. Dacă papa scrie treaba asta, înseamnă cam așa e. Cam așa e. Exemplu. În toate aceste izvoare de limba latină apar și bulgarii cu numele lor, dovadă că Blahii
se referă la aceștia, de nu trei confundați. Unii erau vlahi, alții erau bulgari. Adică vlahi erau etnia românilor. Că frații Petru, Asan și Ionit au pornit revolta împotriva Imperiului Bizantin. La anul 1185 o spune chiar numele Mezinului, celul de-al treilea frate, ăsta micul. La 1180 cred că avea, se pare să fie avut chiar o 16-17 ani, nu mai mult. Neexistent la bulgari. Ați auzit dumneavoastră un bulgar numit Ioniță? Eu n-am auzit. Ivan, am auzit, dar Ioniță, nu. Deci, e clar, după nume, el era român, nu era bulgar. Robert de Clary spune, Vlahia este un ținut tare ferit, care este închis de munți din toate părțile, așa încât nu poți intra și ieși de acolo decât numai printr-o trecătoare. Mie în cap acum și fac așa o mică paranteză, imaginea când ne întoarcem din drumurile noastre către Constantinopol sau din Grecia sau de la sud. Și dacă venim acasă către Giurgiu prin Stara Zagora și Cazanlâc, în momentul când ai trecut de centura orașului Stara Zagora, încep în fața, așa, peste o vale largă, pe fundul văii se găsește și orășelul Cazanlâc de astăzi, peste valea aceea se găsesc niște munți. Este vorba despre versantul sudic al Balcanilor, din dreptul Starei Zagora, care este deosebit de abrupt, pare chiar un zid. Este impresionantă imaginea și la orele de dimineață, când se poate vedea mai clar, și la orele de seară, când putem vedea, datorită luminii amurgului, depărtările mai interesante. Într-adevăr, tot lanțul ăsta al Balcanilor pare ca un zid. Un zid pe care grecii din perioada aceea l-au numit Zigos sau Zidu. Ce dacă ai trecut de Zigos, ajungi în Vlahia. Deci când spune acest Robert de Clary, cavaler francez participant direct la Cruciada a IV-a, retras pe aceea în Franța, unde și-a scris memoriile și a scris lucrări care se păstrează și astăzi, spune că dacă treci acești munți, dacă treci acest perete muntos, acest Zigos, ajungi în Vlahia. Să nu confundăm. Deci n-ajungi în Vlahia de la Giurgiu către Târgoviște, ajungi în Vlahia de la Balcani până la Giurgiu. Interesant, nu? Adică în țara lui Petru, Ioniță și Asan. Sigur începe revolta fraților români, care se autodetermină la anul 1185 în orașul Constantinopol. Ioan Angelos Ducas, un general bizantin, primește comanda armatei pentru a termina răscoala vlahilor. A fost un general capabil, dar împăratul, de teamă să nu ia locul, l-a înlocuit rapid cu cumnatul său, Ioan Cantacuzino. Deci nu este Ioan Cantacuzino din Evul Mediu Românesc, vlăhez de la nord de Dunăre, dinaintea lui Brâncoveanu, este un Ioan Cantacuzino, care chiar așa se numea, de la anul 1185, care avea și el o bogată experiență în conducerea operațiunilor militare, dar atunci n-a condus bine războiul împotriva vlahilor. Aici cităm chiar un comentariu bizantin.
ezic bizantin, din păcate la momentul 1185 spun grecesc. Vlahii au bătut pe bizantini într-o localitate din Zigos. Le-au luat până și straiele și stindardele bizantinilor. Deci din Zigos, adică de unde? Înseamnă că ăștia veniseră cu armata de la Constantinopol până la poalele Balcanilor, au încercat să treacă printr-o trecătoare și acolo au fost surprinși de către armata vlahilor, care le-au luat straiele și stindardele, adică i-au bătut bine. Alexios Vranas, învingătorul de la Dimitriții, avea să ia locul lui Ioan Cantacuzino. Încearcă acest, din păcate, Alexios Vranas, sau din fericire pentru vlahii de la Târnovo, să ia locul împăratului Isaac al II-lea, este demis. Vranas a, în misiunea sa de revoltă împotriva împăratului de la Constantinopol, deci în loc să se ducă la Târnovo, să revoltă împotriva împăratului și el. Și între iulie 1187 și septembrie 1187 asediază Constantinopolul. Asediul este nereușit. Din octombrie 1187, deci la 2 ani după izbucnirea revoltei, Isaac al II-lea, împăratul de la Constantinopol, reia lupta contra vlahilor. Are loc o expediție la Beroe. Dar ce este Beroe? Beroe este actualul oraș bulgăresc, Stara Zagora. Apropo, cu Zagora aceasta, găsesc aici în cartea aceasta niște explicații foarte interesante. Avem și la greci denumirea de Zagora. Avem la bulgari Stara Zagora, Nova Zagora. Avem la greci ținutul Zagorei din nord-vestul extrem al Greciei, în zona Epirului. Avem o Zagoră lângă sau Zagorii lângă orașul Volos, într-un masiv muntos. Se pare că această Zagoră era folosită de greci ca și denumire pentru un teritoriu locuit de vlahi. Deci de ăștia care vorbeau limba latină populară, ci nu limba greacă. Marele cronicar Nicetas Coniates, membru activ și el la evenimente în acea perioadă, între 1185 și 1200 și este martor ocular chiar la această expediție de la Beroe, spune că ce s-a întâmplat atunci? Vuietul cumplit al trâmbiților și sunetul gurilor de aramă ale clopotelor și ivirea chipurilor de balauri care, atârnate de vârfurile suliților, se clătinau în vânt, i-au înspăimântat pe dușmani, făcându-i să creadă că armata e mai mare. Deci, domnule, la 1187, în octombrie, avem o relatare, este cea mai târzie relatare din istorie, despre stindartul militar Draco, preluat de armata romană de la Daci. Deci, la anul 1187, trupele lui Petru și Ioniță încă foloseau stindardul strămoșesc cu capul de balaur. Bizantinii câștigă bătălia de la Leardes, dar per total războiul din Tracia, inclusiv bătălia de la Beroe, bătălia de la Leardes din toamna
anului 1187 este pierdut de împăratul de la Constantinopol. Planul său era să treacă peste pasul Vârbița Balcanii până la Preslav. Dacă în dreptul lui Târnovo, dacă mergi către sud, către Cazanlâc, Stara Zagora, treci prin pasul Șipca, este un pas pe care, cel puțin din câte cunosc eu, mii de giurgiuveni l-au folosit în excursiile din anii 90 în drumul lor către Constantinopol și apoi alte mii în drumurile lor către Turcia și Grecia pentru vacanță. După ce treci de pasul Șipca, dai de localitatea Șipca, cea care are o biserică cu turle aurite. Este prima localitate la sud de Balcani. Aici fac o paranteză, acum vreo 5 ani vizitând muzeul de la Cazanlâc, două doamne muzeografe de acolo mi-au spus că în Șipca ar exista încă două ulițe locuite de vlahi. Spuneau doamnele. Deci ăsta este un prim pas pe linia Stara Zagora perpendicular nord Gabrovo-Târnovo. Mai există un pas în dreptul acestei localități care am zis noi că a fost în timpul ultimilor patru țari din primul țarat bulgar, au fost la Preslav, în localitatea Preslav. E bine, dacă o iei de la Preslav, printre munți, există o șosea foarte îngustă, munții nu sunt prea înalți, sunt la 800, maxim 1000 de metri, pentru că Balcanul se tot lasă către est și pierde din altitudine. Deci înălțimile nu sunt foarte mari, însă văile sunt lungi și destul de sălbatice, aș putea spune. Trecând prin pasul Vârbița se ajunge în sud, în zona istorică denumită încă acum 2000 și ceva de ani Tracia. Apropo de Tracia asta, aici iarăși fac o paranteză, ea a fost provincie romană. Înainte să fie provincie romană, chiar era un teritoriu numit Tracia, care evident că era locuit de traci. Se pare că pe la anul 42 după Hristos, în timpul împăratului Claudiu I, Tracia a fost adusă, alipită Imperiului Roman. După aceea a fost unul din cele mai importante teritorii ale Imperiului. Da, imaginile astea le avem de la cetatea de la Târnovo, o să le ale fraților Petru Ioniță și Asan, o să comentăm puțin mai târziu. Deci, acum este împărțită în trei. Ziceam că este una din cele mai importante regiuni ale Imperiului, pentru că, de fapt, în această Tracie, pe malul Bosforului, împăratul Constantin, și el un tracodac la origine, hotărăște să mute capitala Imperiului, deci capitala lumii, de la Roma la Constantinopol. Deci Constantinopolul este făcut pe teritoriul Traciei. Și cele trei state moderne, care la ora actuală ocupă teritoriul Traciei antice, îi spun la acest teritoriu tot Tracia. Deci Turcia continentală se află într-o parte a vechii Traciei, Grecia, pe partea ei de nord-est, la teritoriul acela îi spune tot Tracia, iar Bulgaria, să nu mai spunem că pe sfertul ei sud-estic, îi spune la teritoriul tot Traci. De fapt, și bulgarii au și niște localități numite inclusiv Tracia. Să mergem mai departe. Să mergem mai departe cu povestirile noastre. Împăratul pierde, deci
bătălia din toamna 1187 și frații asănești rămân stăpâni pe teritoriile dintre Balcani și Dunăre. Reia împăratul relativ repede, în decembrie 1187, campania, dar vine o iarnă grea și din cauza zăpezii și frigului se retrage la Constantinopol. Însă în primăvara următoare, în anul 1188, operațiile au fost reluate, dar pe o altă direcție, pe direcția Serdica, adică Sofia, și mai departe Loveci, încercând să ocupe Târnovo pe flancul vestic. Loveciul ăsta noi știm de la fotbal, că acolo a jucat fotbalistul Trică, la Litex Loveci, care a câștigat și campionatul Bulgariei. Însă e un oraș foarte frumos, situat pe versantul nordic al Balcanilor, cam în dreptul localității Corabia și la numai 75 de kilometri vest de Târnovo. Și foarte aproape de celebrul oraș Plevna, important și pentru istoria noastră, apropo de ce s-a întâmplat acolo la 1877. În primăvara lui 1188, bizantinii îl capturează în împrejurări necunoscute pe Ioniț, fratele cel mic, și pe Elena, soția lui Asan. Prin aceasta se încerca a se garanta pacea dintre împărat și frații mai mari, Petru și Asan. Despre ofensiva de la Sofia, Nicheta Sconiates afirmă că împăratul a decis să pătrundă încă o dată în Zagora. Adică încă o dată în zona vlahilor. Zagora este folosit ca termen pentru înlocuirea Misiei sau Meziei. Deci nu mai spuneau Mezia sau Misia, ci spuneau Zagora greci. Avem mai departe iarăși o atestare cu Zagora aceasta. Vom vedea puțin mai departe în povestioarele noastre despre statul asăneștilor de la sud de Dunăre, de lângă Giurgiu, că Vasile, primatul papal al lui Ioniță, purta și titlul de arhiepiscop sau pastor de Zagora. Deci chiar ei se intitulau așa, vlahii de atunci. Venețienii îl numeau pe Ioan Asan al II-lea imperator del Zagora. Există documente scrise. Prin pacea din vara lui anului 1188 se recunoaște de împărat noul stat care poate fi denumit vlaho-bulgar cuman, cu o dinastie de origine vlahă. Sigur, aici apare și elementul cuman. Să menționăm că la nord de Dunăre apăruse ceva mai devreme, de anul 1188, o populație migratoare care s-a înțeles bine cu românii, parte asimilată, în parte fugărită din zona aceasta de marea invazie mongolă de la 1241. Intrăm în a spune câteva lucruri mai concrete despre cei doi frați mai mari, Petru și Asan, perioada 1189-1197, sunt 8 ani. La 2 octombrie 1187, oștile marului comandat sultanul Saladin al Egiptului au ocupat Ierusalimul, care fusese cucerit în prima cruciadă, cea dintre 1096 și 1099. Deci, ca să comentăm așa puțin, să reținem că acest Saladin, care este personaj de filme, noi îl cunoaștem mai mult din filme. Și poate că într-un fel e bine că
cel puțin tinerii care au posibilitatea mai mică de a reține lucrurile acestea și de a le învăța și la școală, le învață măcar din film. Saladin era la momentul 1187 stăpânul Ierusalimului, care fusese scăpat din mâna cruciaților, din mâna creștinilor. Ce se întâmplă? La chemarea Papei Grigore al VIII-lea au răspuns cei mai importanți suverani din Europa. Printre aceștia s-a aflat și împăratul romano-german, deci era împăratul Imperiului Romano-German. Se numea Frederic I Barbarossa. Acesta pleacă într-o expediție spre Țara Sfântă la 11 mai 1889 în fruntea unei armate de 100.000 de oameni. Ce treabă are treaba asta cu românii? Păi are. Și o să vedem că are. Are foarte multă treabă și foarte multă legătură. Și tot ca să fac o paranteză, dacă Frederic I Barbarossa, împăratul Imperiului Romano-German, pleacă către Țara Sfântă pe Valea Dunării, deci pe Valea Dunării merge armata lui de 100.000 de oameni, posibil ca părți ale acestei armate să fie ajuns până la Giurgiu și aici să fie cotit-o către Constantinopol. Mai avem două personaje foarte importante care ne-au zăpăcit ca și cel puțin unul, ca și când zic expresia ne-au zăpăcit, nu o zic degeaba, ca și personaje de film. Ei sunt prezentați ca personaje importante. Este vorba despre Richard Inima de Leu, care are treabă cu Robin Hood în pădurea de la Sherwood, și este vorba despre împăratul, despre regele Franței din acea perioadă. Ei au plecat pe mare. Au din porturile din Italia și Franța de sud. Deci sunt două direcții la Cruciada a treia. Sunt direcția Valea Dunării și direcția maritimă folosită de Richard din Inima de Leu și de regele Franței. Vom vedea că n-au făcut mare lucru pe acolo, pe la Țara Sfântă, nici Richard din Inima de Leu, care se întoarce în Anglia ca să-l pună în valoare pe Robin Hood, să devină nașul lui, și nici regele Franței. Saladin era prea valoros, prea puternic militar pentru ei. Să revenim la Frederic I Barbarossa. Ce treabă are el cu românii? Păi are. Că la un moment dat, armata sa de 100.000 de oameni ajunge în zona Belgrad-Braniceva. Trebuie să mai spun că și zona Belgradului este o zonă original românească. Grecotei, bulgari, sârbi și români năvăleau asupra taberelor din ascunzișuri, iar sergenții care se duceau să adune nutres pentru că ai erau loviți cu săgeți otrăvite. Asta spun cronicarii care se aflau pe lângă împărat. Deci apare expresia asta de și români. Și români, scrisă la anul 1187. Vreau să vă spun că în momentul acela bucata de pământ dintre Belgrad și Vidinul de astăzi era în componența Imperiului Bizantin. Deci armata cruciată a lui Frederic I Barbarossa în drumul său către Constantinopol și mai departe Ierusalim, cum a vrut să ajungă, dar nu, n-a mai ajuns, vom vedea și de ce, este în prima fază întâmpinată ostil în zona aceasta din ordinul împăratului de la Constantinopol, din împăratului grec. Cam de fiecare dată când o să mă spun împăratul de la Constantinopol, pe perioada asta să spune că erau împărații, erau greci. La 2 februarie 1190, când armata cruciată se afla la Adrianopol, ea se confrunta cu ostași vlahi și cu mani care se aflau în trupele lui Isaac al II-lea,
Angelos. A mai fost o luptă și lângă Lüleburgaz, la Arcadiopol. Lüleburgaz este oraș turcesc acum, pe drumul de la Adrianopol către Constantinopol. Atunci se numea Arcadiopolis. Autorul face o remarcă. Este posibil să fi fost vlahi, adică români, dar este foarte posibil ca acești vlahi să fie recrutați din vlahii din Tesalia. Dar unde e Tesalia? Tesalia este în Grecia, de astăzi. Vlahii din Tesalia. Pentru că în acea perioadă toată Tesalia era vlahească, adică românească. Și de ce? În condițiile în care cruciații au intrat în vlahia tesaliotă cu gând de prădăciune. Și normal că ăștia s-au supărat și au manifestat supărarea înrolându-se în armatele împăratului bizantin de la Constantinopol, care în momentul când Frederic I Barbaros a intrat pe teritoriul bizantin, nu a fost prea încântat. Țarul Petru, român, de la Târnovo, deci cu 2 ani înainte, de 1187, s-a înființase, am zis, statul vlahobulgar de la Târnovo. Îi trimite în localitatea Niș o sabie pentru Frederic I, în drumul său către Constantinopol, și propune să devină vasalul său și să participe la un război contra lui Isaac al II-lea, împăratul grec de bizantin. Există un cronicar pe lângă Frederic I Barbarossa, se numea Tageno, care scrie: întreaga Macedonie până la zidurile Constantinopolului este supusă ordinelor noastre, adică ale cruciaților, și slujește voinței noastre. Orașele și cetățile sunt în mâinile noastre. Vlahii sunt ai noștri, spune Tageno. Armenii sunt ai noștri, iar domnul nostru împăratul, Frederic I Barbarossa, dorește să ierneze la Filipopolis, adică la Plovdivul de astăzi. Calopetrus, domnul vlahilor și a celei mai mari părți a bulgarilor, care se intitula împărat, a trimis sol la împărat ca să-l salute și să-l roage să-i pună pe cap coroana împărătească a regatului Greciei. El l-a asigurat pe împăratul Frederic I Barbarossa că îi va trimite 40.000 de vlași și cu mani înarmați cu arcuri și săgeți contra grecilor. Deci Calopetrus. Frederic I ce face? Ia până târziu, iernează la Filipopolis și nu hotărăște să atace Constantinopolul cu potențialii să-i aliați vlahi ca să-i alunge pe greci de acolo. Împăratul Frederic a trimis scrisori și soli pentru a recruta nave, adică galere din Italia, în timp ce ținea la dispoziție oastă de cel puțin de auxiliari, de cel puțin 60.000 vlahi și sârbi. Deci la momentul acela, la iarna lui 1187-1188, deja în trupele auxiliare ale împăratului german se menționează că existau vlahi, adică români, în drumul său către Constantinopol. Timpul a trecut foarte repede. Cu bunăvoința televiziunii Giurgiu TV o să continuăm povestirile noastre despre Cruciada a treia, despre Cruciada a patra, despre statul fraților Ioniță Petru Asan, cum și de urmașilor Borila, Asan al doilea, Constantin și alții. Și în timpurile viitoare. Important este încă o dată la închiderea emisiunii să semnalez că
mileniul pierdut al românilor nu prea a fost pierdut. Ei sunt foarte activi. Va trebui să-i căutăm puțin. Și vom vedea că sunt... Nu că sunt pierduți, că sunt foarte importanți, că de fapt au cam determinat istoria și împărțirile politico-administrative ale Europei în partea asta de lume. Vezi ce s-a întâmplat după bătălia de la 1205 de la Adrianopole. Sperăm să ajungem seara aceasta la Adrianopole, dar n-am ajuns la momentul 1205. Poate data viitoare. Și vom vedea cât de important a fost această bătălie și cât de important a fost acest român Ioniță Caloian. Vă mulțumesc! Bună seara!